fiecare an, în viața noastră, intră noi lucruri și noi persoane. Dar energia noastră rămâne aceeași. Iar dacă noi nu ne cunoaștem prioritățile, aceeași cantitate de energie o vom distribui la din ce în ce mai multă lume și din ce în ce mai multe lucruri. Și dacă eu ud cu o stropitoare toată grădina, mai crește ceva? Eu decid unde se duce. Sau mă comport ca un părinte responsabil cu copilul lui. Unde vrei să te duci? Acolo. Nu. Nu ai voie acolo. Stai aici. Sau nu. Și doi, pentru că nu știm să ne controlăm atenția. Și asta o să facem. O să vă explic. Oamenii și situațiile din jurul nostru dictează de foarte multe ori încotro merge atenția noastră. De ce? Pentru că le permitem. De ce ne comportăm responsabil cu energia? Pentru că, la fel ca banii, ne dă posibilitatea să facem sau să nu facem anumite lucruri. Dacă risipez banii și rămân cu prea multe zile la sfârșitul banilor, în loc să rămân cu prea mulți bani la sfârșitul zilelor, așa, din lună mă refer, nu sfârșitul zilelor mele pe pământ, așa, atunci nu mai pot să mă duc în vacanțele pe care le doresc sau să fac lucrurile pe care vreau să le fac. La fel și cu energia. La sfârșitul zilei și la sfârșitul săptămânii trebuie să am energia necesară. Dar întotdeauna când schimbi așa pas cu pas, reușești ca schimbarea ta să fie durabilă. Deci nu e ceva de moment. Acum m-a ținut o lună, două și după aia iar m-am întors. Când faci ceva pas cu pas, cu rigoare, cu consecvență, ține, durează. Alți vampiri energetici sunt cei care încep să vă întrebe. Dar de ce mănânci așa? Dar de ce nu mănânci de aia? Dar de ce e de aia? Cu acest tip de vampiri energetici, de asemenea, nu intrați în jocul lor. Vă detașați în mod afectuos. Mi-a spus doctorul. Ia simt de tine. Ce fac copiii tăi? Da? Deci aveți grijă. Există un proverb chinezesc care spune dacă ai resentimente față de cineva, sapă două morminte. Sapă două morminte. Unul pentru tine. Mănânc ceva. Și nu pot să fiu 100% prezent la două lucruri dintr-o dată. Nu pot. Adică pot să fiu prezent la ele, dar nu 100%. Pentru că atenția mea e 100%. Fac două, unul primește o parte, unul primește o parte. Poate unul mai mult, unul mai puțin. Dau mereu exemplu cu condusul. Când conduc mașina și ascult muzică, categoric că le pot face pe amândouă. Dar eu nu sunt 100% prezent la muzică și 100% prezent la drum. Fără concentrare, nu-ți vei putea ține atenția acasă. Și în situații în care va fi nevoie să o aduci înapoi acasă, nu o să ai cu ce. Că nu știi cum se face concentrarea, pentru că n-ai exersat-o și pentru că nu mai ai nici energia necesară să faci lucrul ăsta.